ziua tuturor și bine ați venit la o lecție virtuală de limba și literatura română, clasa 1. Dragi elevi, știu că vă place să călătoriți cu diverse mijloace de transport. Astăzi vom începe călătoria prin tainele abecedarului cu un trenuleț magic. Priviți cu atenție ce cuvinte sunt scrise pe vagoane și să începem a le lectura. Mare, neam, are, inima, nai, ram, mirare, eram, marinar. Bravo! Acum fiți atenți, descoperiți cuvintele alcătuite din trei silabe. Inima, mirare, marinar. Bravo, elevi! Știți voi oare cine este reprezentat în imaginea următoare? Este un marinar cu oceanul fermecat. Se îndreaptă către schema alăturată. Să citim cuvintele noi formate. Are, rare, mare, mire, mure. Sunteți de laudă, elevi. Iar acum, haideți să continuăm călătoria pe un vapor. Priviți cu atenție imaginea și spuneți pe cine vedeți. Un grup de copii cu doamna învățătoare. Și unde pleacă ei? Într-o călătorie pe mare. Ce le urează tic-tac? Să citim. Călătorie frumoasă, dragi copii. Și ce răspund copiii? Rămâi cu bine, tic-tac. Știți voi că în orice călătorie avem nevoie de un bilet și ca să ne simțim mai confortabil vom avea un bilet magic. Dar ca să dispuneți de acesta, va trebui să rostim clar denumirea obiectelor din imaginile următoare. Fiți atenți! Începem! Umbrelă, ușă, ulcior. Ce sunet se aude la începutul rostirii fiecărui cuvânt? Se aude sunetul U. Haideți să rostim îndelung acest sunet. U. Admirabil, elevi! Cum vi se pare că se rostește sunetul U? Ușor! Deci, este o vocală. În continuare, vă propun să rostim clar denumirea obiectelor sugerate de imagini. Fiți atenți! Prima imagine. Avem imaginea unui urs. Rostim. Urs. Care e poziția sunetului U? Evident, la început. Rostim al doilea cuvânt sugerat de imagine. Vulpe. Unde se aude sunetul U? În interiorul cuvântului. Și ultimul cuvânt să-l rostim. Leu. Care e poziția sunetului U? La sfârșitul cuvântului. Ați observat, elevi, că sunetul U se aude la început de cuvânt, în interiorul cuvântului și la sfârșitul cuvântului. Să mai rostim o dată sunetul U. U. Și acum, haideți, dragi elevi, să primim biletul de călătorie. Și cu el vine semnul grafic al sunetului U, litera U. Iată și o săgeată care ne îndeamnă să citim cuvintele în care se găsește litera nou învățată U. Să începem. U-na, U-nu, A-ur, A-u-ra, U-ni-re, re-nu-me. Deci noi am citit aceste cuvinte așa cum sunt scrise, despărțite în silabe. Să știți, elevi, că în unire e puterea. Dar cum explicați voi sensul cuvântului renume? Deci renume, nume bun, faimă, om vestit, cunoscut, sunt sigură că
că și voi veți fi oameni cu renume peste ani dacă veți pune accent pe dezvoltarea talentelor. Iar acum, priviți cu atenție imaginea următoare. Ce este reprezentat pe ea? O mare, un marinar și o fetiță. Să citim ce discută oare marinarul cu fetița. Nene, marea e mare? E mare, mare, aura. Uimitor! Bravo copiilor care doresc să citească! Iar acum, priviți cu atenție pânzele acestei corăbii. Au apărut niște cuvințele. Să le citim, începând de la stânga spre dreapta. Sunteți pregătiți? Nuca, mure, rumen, miner, iarna, urca. Bravo, elevi! Iar acesta este Tudorel, un elev de seama voastră și dorește să fie marinar cu renume. El este un bun cititor, harnic, isteț și curajos. Tudorel astăzi vă propune un joc. Atenție mare! Cine descoperă mai repede cuvintele ascunse pe picurii de sub nori? Ați aflat! Deci pe primul nor se va înscrie cuvântul nume. Descoperiți cuvântul ce se va înscrie pe al doilea nor, din picurii de mai jos. L-ați descoperit! E cuvântul rumene. Și acum să înscriem al treilea cuvânt. Urma. Sunteți de admirat. Felicitări! Elevi, haideți să mai organizăm un joc interesant. Avem aici trei umbrele. Descoperiți acea umbrelă sub care sunt scrise cuvinte formate dintr-o singură silabă. Să le citim. E umbrela albastră. Un, an, eu, nu. Iar acum descoperiți umbrela sub care sunt scrise cuvintele formate din două silabe. E umbrela verde. Să le citim. Nume, urme, nuia, mure. Iar sub umbrela roșie au rămas câteva cuvinte. Să le citim. Unire, minune, renume. Sunt cuvinte scrise din câte silabe? Din trei silabe. Fiți atenți! Iată și gogoașa cu umbrela sa colorată care exclamă fericită. Sunteți de laudă! Și în dar va aduce o poezie. Un nor mare a apărut, ploaie repede începu, mă ascunde ploaie îndată sub umbrela colorată. Dragi elevi, dacă doriți, puteți învăța pe de rost această poezie. Se vede că vă place să citiți, să recitați, dar cât de frumos este când veți putea scrie litera nou învățată. Litera U mic de mână. Deci cum se scrie această literă? Fiți atenți! E formată din două bastonate mici cu întorsătura jos spre dreapta. La început vom folosi linioara de sprijin. Urmăriți scrierea literei în direcția săgeților. Sunt sigură, o să vă placă. Exersați și o să vă bucurați. Succes, dragi elevi!